Pe lângă inteligența artificială, nanoparticulele sunt numite de vreo 20 de ani următoarea chestie care urmează să se întâmple și să fie mare, cu o valoare estimată până în 2025 la peste 200 de miliarde de euro. Segmentul nanoparticulelor deja se află la tine în casă, deja vine cu un aport mare în ceea ce înseamnă susținerea ecologică, în susținerea sănătății și în binele întregii planete. Nanomaterialele sau nanoparticulele sau obiectele chimice sunt obiecte care variază ca și mărime între 1 și 100 de nanometri. Ca să-ți imaginezi mai bine, vârful părului tău poate să susțină 80.000 de nanoparticule într-o singură lingură normală în care intră 6 ml de lichid. Dacă pui 6 ml de nanoparticule, să zicem nanosfere de siliciu cu un diametru de 10 mm, acoperi o suprafață de 500 de metri lungime pe 10 metri lățime sau 5 km pe 1 metru dacă vrei să alergi în linie dreaptă. De asemenea, dacă îți imaginezi o nanoparticulă cam de această dimensiune, mingea pe care stau eu de această dimensiune este planeta. Nu este un raport 1 la 1, dacă îți imaginezi că e atât de mare, atunci trebuie să-ți imaginezi și că această minge pe care stau eu este în realitate cât planeta. Iar nanoparticulele nu e neapărat să fie făcute intenționat de mâna omului, ele pot să apară întâmplător, se găsesc în mod natural în natură, se găsesc în lapte, în pământ, în zonele cu valuri și desigur în cenușa vulcanică. De asemenea, sunt produse de oameni și au o multitudine de beneficii. Acestea pot să conducă mai bine energia electrică, au reacții mai puternice chimice sau sunt mai puternice în sine ca legătură decât materialele care le dau numele, să spui așa. Asta înseamnă că o cantitate mai mică din același element chimic în forma nano poate să aibă exact același efect, dacă nu mai bun, făcând totul mai ieftin. Sau poți să folosești aceeași cantitate din acel produs, dar este mai bun decât dacă era în forma lui macro. Astfel, văzându-se aceste beneficii, nanomaterialele au fost introduse în o grămadă de produse de consum larg. Acestea pot să fie văzute chiar și în haine, îmbrăcăminte sportivă, în alimente, în obiectele pe care le ai în casă, frigidere de exemplu. Cosmeticele incorporează nanomateriale, computerele și mașinile. De asemenea, apar medii noi, cum ar fi cele de nanomedicină, care vor să lupte împotriva bolilor. Ca exemplu, nanoargintul este deja folosit în echipament dental și asta pentru că argintul are proprietăți antibacteriale. Dacă reduci la mărime nano materialele care luptă împotriva bacteriilor, care sunt și ele nano, atunci vei reuși să omori mai bine bacteriile și asta pentru că poți să îmbraci o suprafață mai mare, mai bine, mai eficient în nanoparticule de argint, de exemplu, și să lupți împotriva bacteriilor. Și asta pentru că se crește suprafața de contact între nanoparticule și germeni. Un studiu făcut de oameni de știință din Israel a arătat că dacă îmbraci cu nanoparticule de argint ambalajele produselor, acestea vor putea să stea pe raft, vor avea o perioadă de valabilitate mai lungă decât produsele care nu sunt în pungi cu nanoparticule de argint. Bacteriile cum ar fi E. coli sunt omorâte și produsul poate să fie vândut pentru mai multă vreme. De asemenea, vei găsi nanoparticule în cremele solare, vopsea, textile, produse din construcții, cosmetice, electrocasnice și echipament sportiv. Uneori, exact aceleași nanoparticule și în vopseaua pentru gard și în vopseaua pentru față. Acest lucru înseamnă că nanoparticulele se află din ce în ce mai mult în casele noastre, pe stradă, la locul de muncă și pe corpul nostru. De exemplu, suprafața frigiderului e posibil să aibă nanoparticule de argint și compania care vinde frigiderul să se laude cu treaba asta. Nanoparticule de argint, testat clar, fără niciun echivoc, luptă împotriva bacteriilor. Dacă ai unul cu nanoparticule, e mai bine. Cremele de protecție solară pot să conțină oxid de zinc, dioxid de titaniu, pentru a te apăra mai bine de soare. Dioxidul de titaniu poate să fie găsit și în vopsea, pentru că sunt aceleași proprietăți necesare prezente de a reflecta lumina. Chiar și bicicleta pe care te urci toată ziua și o atingi toată ziua e posibil să conțină nanotuburi de carbon pentru a fi mai ușoară și mai puternică, și asta interesează foarte mult pe oameni de știință. Cum reușește acea substanță în formă nano să aibă particularități diferite? Și dacă se comportă diferit, nu ar trebui să fie numit altfel acea substanță? Și asta pentru că argintul, să zicem, odată ce e în formă nano, este dominat de caracteristicile de suprafață, pentru că are o suprafață mult mai mare în contact cu orice. Și asta vine în opoziție gândirii clasice, în care obiectele își au cele mai multe caracteristici în interior. Exact această diferență face posibilă utilizarea acelorași lucruri. De exemplu, nanotehnologia și nanoparticulele pot să facă mâncarea mai gustoasă, mai ieftină, mai eficientă. Și asta pentru că de fiecare dată când mâncăm, noi ne angrenăm într-o situație chimică, plină de reacții chimice. Odată ce adaugi mai multe ingrediente în procesul de gătire, pe care le înțelegi cum trebuie și le controlezi reacțiile, e posibil, clar, să faci mâncarea mai bună, mai gustoasă. Zici, ce-i treaba asta? Ce simt acolo? E șofran cumva? Astfel, dacă oamenii de știință se gândesc la mâncare la mod molecular, e posibil să facă reacții mai bune, mai strânse. Și ziua de astăzi au reușit cu succes să facă mâncare sărată, fără sare, și pâine sănătoasă. Au făcut asta prin nanoencapsulare, au adăugat ulei de pește, pentru că are omega-3, în pâine. Oamenii desigur nu au vrut să mănânce pâine cu gust de pește, îți imaginezi cum ar fi, plus că schimbă orice îi pune între felii de pâine sau orice ai mâncat cu acea pâine, va avea gust de pește. Astfel, folosind procesul de nanoencapsulare, au pus uleiul de pește și l-au îmbrăcat în particule nano, care nu reacționează, nu devin active în gură. Odată ce ajung în stomac și se întâlnesc cu aciduțul, atunci particula nano este distrusă și uleiul intră în sistem. De asemenea, un studiu făcut la Universitatea din Nottingham a redus cu succes 90% din conținutul de sare din aceleași alimente, folosind sarea mai mică, cât de mică nanosarea. Aceleași proprietăți întinse pe o suprafață mai mare, au ajuns la același rezultat cu o cantitate de până la 90% mai mică. Bine pentru mediu, nu mai trebuie să transporti la fel de multă sare și clar bine pentru sănătate. Gustul te interesează în final. Dar, în timp ce toate lucrurile sună bine, frumos până acum, odată ce ajungi la mâncare, încep să apară beculețele de avertizare. N-ar fi prima dată când alimente diferite cu elemente chimice diferite, care nu trebuiau să se afle împreună, au reușit cumva să se afle pe masa unui gurmand și să reacționeze prost. Teama cercetătorilor este că în domeniul nanoparticulelor e posibil să apară astfel de reacții neașteptate, mai ales că timpul necesar unei nanoparticule pentru a părăsi sistemul este mai lung. Cercetările pe șobolanci, drept, au arătat că nanoparticulele tind să lășluiască, să se strângă pentru o perioadă mai lungă de timp în ficat și în rinichi. Organele care se ocupă cu epurarea sistemelor nu reușesc să scoată nanoparticulele din ele. Nu s-au strâns până acum în test la un nivel periculos, însă nu știe cu ce se combină. Deja avem reacții ciudate între alimentele modificate genetic și oamenii clar își pun întrebarea privind la nanotehnologie în mâncare dacă va fi diferită. Va fi mâncarea sănătoasă? Și companiile se întreabă dacă vor accepta oamenii mâncarea cu nanoparticule. Depinde unde se află. Deja se produc pentru industria băuturilor capaci de bere cu nanoparticule pentru a fi mai rezistente, creme în cosmetică și chiar pastă de dinți care luptă mai bine împotriva creșterii bacteriilor. Nanotehnologia de asemenea poate să fie folosită pentru ambalaj smart, acesta poate să monitorizeze starea alimentelor în timp ce sunt în transport sau sunt stocate. Astfel, dacă frigiderul din transport s-a stricat, automat ambalajul arată consumatorului: măi, treaba asta a fost dezghețată și refrigerată, poate nu o cumpăra. La înghețată nu e așa grav pe cât este la carne. De asemenea, magazinele pot să primească notificare privind la faptul că a trecut dincolo de nivelul sănătos sau sigur numărul bacteriilor din ambalajul de chipsuri. Puteți să intrați acum pe site-ul Project on Emerging Nanotechnologies Consumer Products Inventory. Este un site care, cum spune și titlul, inventariază toate produsele care conțin nanoparticule. Poți să împarți pe genuri, pe alimente, pe cosmetice, pe sport, îmbrăcăminte, construcții și așa mai departe, ce nanoparticule sau ce produse chiar conțin nanoparticule. Va fi surprinzător de mare numărul de electrocasnice sau de plăci de bări care chiar au nanoparticule ceramice. Am analizat și eu site-ul, sunt undeva la 120 de elemente din industria alimentației care au nanoparticule. Poate cel mai ciudat în sine, nu care nanoparticule, este, sau cea mai ciudată, este apa maternă. Dacă stai să te gândești un pic, mai ce poate să fie apa maternă, gândul te duce în locuri ciudate, însă apa maternă este o apă purificată folosindu-se nanoparticule, o apă recomandată femeilor în timpul sarcinii. Atât. Însă vei descoperi că dioxidul de titaniu este folosit în o grămadă de produse și se pare că e folosit de zeci de ani pentru că funcționează pe post de înălbitor. Este considerat un material inert și sigur, astfel că se poate afla până la 1% din cantitatea produsului sub formă de dioxid de titaniu, fără ca producătorul să scrie că alimentul pe care îl consumi are dioxid de titaniu. În Uniunea Europeană, situația poate să fie diferită, poate să scrie pe ambalaj că are E171. Acela este dioxidul de titaniu, un înălbitor. Din cele 120 de produse care au nanomateriale, 90 se află în industria alimentară, adică tacâmuri, de exemplu, suplimente alimentare, și în realitate numărul este de doar 7 alimente efective, dincolo de suplimente și tacâmuri. Însă există zeci, sute de alte produse care conțin nanomateriale fără să vrea și le conțin dinaintea existenței termenului de nanoparticule. Și în timp ce poate părea ciudat să existe același element în vopsea și în crema solară, nu se pare ciudat când vine vorba de sare, o pui în mâncare și o arunci pe șosea. Nu e nimic nou sau ciudat. Nanotehnologia sună interesant și există un alt domeniu în plină dezvoltare paralelă, nanotoxicologia, care studiază cum reacționează nanoparticulele, pentru că reacționează în mod diferit de macroparticule, de asta sunt și folosite. Acum, asta nu înseamnă că toate nanoparticulele sau că nanoparticulele neapărat sunt periculoase. Ceea ce înseamnă doar este că metodele de apărare împotriva contaminărilor în ziua de astăzi nu se aplică neapărat și asupra materialelor nano pe aceleași principii de calcul ca și macro. Și acum ajungem la punctul care ne interesează pe noi din episod, riscul nanoparticulelor. Cercetătorii spun că primul pas pe care le au atunci când se gândesc la riscul contra beneficiul unui material este estimarea riscului. Și în acest pas ei fac efectiv o listă de pro și contra a beneficiilor versus riscul care poate să fie prezent odată ce ai expus o grămadă de oameni la un nivel mare de nanomateriale. Acest proces este folosit de zeci de ani și în principiu el spune: merită sau nu merită acest produs să existe? Raportat la risc, merită să ne asumăm un risc sau nu merită? Putem să inventăm ceva mai nou, mai bun, mai ieftin, mai eficient sau nu? Din nefericire, domeniul nanomaterialelor pe plan mondial este diferit de la o țară la alta. În multe țări nu există un calcul sau un semnal de alarmă diferit față de macro, deși se comportă diferit. Uniunea Europeană e un pic mai răsărită. Totuși, aici, definiția nanomaterialului ia în calcul doar mărimea acestuia, fără să ia în calcul și riscul asumat sau asociat. Prin definiție, avem nanomateriale naturale, accidentale sau produse pentru a fi vândute. Comisia Europeană spune că un nanomaterial este un material produs incidental, natural, care conține particule într-o stare nelegată, ca un agregat sau ca un aglomerat, și 50% sau mai mult din particule se află ca dimensiune în raza 1 nanometru, 100 de nanometri. Există desigur și nanotuburile de carbon, acestea au dimensiuni sub 1 nanometru și sunt incluse de asemenea. Iar o cercetare finanțată de Comisia Uniunii Europene a tras concluzia că există în momentul de față date insuficiente pentru a avea un calcul profund al riscului în fața căruia ne aflăm atunci când luăm decizii de controlare a nanomaterialelor în industrie. De asemenea, guvernele nu au informații cu privire la cât de mult sunt folosite nanomaterialele. Spuneam mai devreme, multe țări, în majoritatea țărilor de fapt, raportarea nanomaterialelor nu este obligatorie, iar voluntar răspunsul a fost scăzut. Și asta lasă și oamenii, atât consumatorii cât și cei activi în industrie, în ceață, în tuneric. Chris de Mester, șeful Comitetului Agenției Europene pentru Sănătate la locul de muncă, a făcut o estimare personală prin care a spus că 99% din angajații Uniunii Europene care lucrează cu nanoparticule particule sau materiale, nu știu că fac acest lucru. Iar nanomaterialele ar trebui să fie clasificate nu doar după materialul din care sunt compuse, ci din numărul particulelor, mărimea acestora, forma acestora, suprafața pe care pot să o acopere și chiar și cât de strâns este grupul de nanoparticule de pe o suprafață posibilă. De asemenea, odată expus la elemente, un obiect care are nanoparticule se va modifica, se va schimba, acestea se vor dezbina și o să ajungă nu știm unde, în corpul nostru, în plămâni, respirat, mâncat, pe picioare dacă mergi cu bicicleta și nanotuburile încep să se desprindă, sau în pământ și în apă. Iar la punctul 5 și ultimul punct avem costul sănătății umane și a mediului. În momentul de față, deși la un nivel mic, deja nanoparticulele și nanomaterialele intră peste tot. Ai nanomateriale, particule în pasta de dinți, trebuie să scuipi pasta de dinți în chiuvetă, tragi apa și a ajuns astfel în apa colectivă. Ai fost la plajă și te-ai dat cu cremă să te protejezi de soare, trebuie să te speli și acea apă ajunge din nou în apa care trebuie să fie tratată. Există chiar și șosete cu particule de argint. De ce există? Ca să nu-ți mai miroase picioarele. E bine, printre particulele pe care le vedeai până acum când îți smulgeai șoseta, care erau de piele, de acum înainte să te gândești că vor fi și ioni de argint. Șosetele merg la spălat, ionii se desprind, ajung din nou în apă. Și câteva studii făcute pe efectele de termen scurt ale nanomaterialelor au arătat că nanoparticulele care ajung în apă îmbracă într-un strat protector pe care nu și l-au dorit algele și unele musculițe de apă. Aceste materiale ajung și în sistemele digestive ale acestora și în creaturile mai micuțe, chiar în tot corpul. Este foarte important să aflăm rapid care va fi efectul acestora pe termen lung, pentru că invariabil o să ajungă în mâncarea pe care o consumăm și nu știm ce se întâmplă mai departe. Nu știm cum afectează oamenii expuși la doze mici sau mari pe perioade lungi. Cel mai probabil de afectat zone sunt pielea, plămânii, rinichii, ficatul, stomacul. Dacă ne uităm la nanoparticule care se află în procesul de ambalare sau în ambalaje efectiv și unim cu ideea că 99% din muncitori nu știu că lucrează cu nanoparticule, aceștia inhalează pe termen lung și în timp ce știm că se blochează oarecum în ficat și rinichi, încă nu știm care va fi efectul pe termen lung, până la urmă când pleacă din sistem. Și asta pentru că testele pe care le avem în momentul de față, asupra stomacului și a pielii, sunt simple. De exemplu, pentru a afla care este impactul asupra plămânilor, oamenii de știință cresc o celulă din sistemul respirator în laborator și o expun în lichid suspendat la nanomateriale. Însă aceasta este o celulă. Noi avem zeci de celule diferite cu funcții diferite în corpul uman, care interacționează între ele. Nu poți cu un test simplu pe care ai voie să-l faci să prevezi riscul expunerii pe termen lung la nanomateriale. Dar cercetarea se face. Lucrurile nu stau degeaba. În 2007 s-a lansat un program internațional care testa 13 tipuri diferite de nanomateriale care se aflau la începutul dezvoltării acestora, iar membrii OECD, Organizații pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, au fost invitați să testeze cu deamănuntul în ce fel vor ei nanomaterialele, atât fizic cât și chimic, în transport, în stocare, riscul potențial pentru toxicitate asupra tuturor sistemelor biologice. Dar acest lucru nu este atât de simplu pe cât pare. V-am dat voie să faceți ce vreți. Vorbim despre un strat foarte subțire de nanoparticule. Poți să-l studiezi în laborator, dar în natură nu e ușor să-l numeri și să estimezi riscul. Iar în momentul de față, echipa de la Xero de nanosiguranță studiază nanoparticule din crema antisolară, efectul asupra mediului a nanoparticulelor din combustibil pentru mașini, cercetează rezultatul consumării nanoparticulelor animalelor din apa dulce, inclusiv cercetează treaba mare pentru a vedea cum excrețiile care conțin nanoparticule influențează mai departe mediul și cum se transportă din animal în treaba mare în următoarea plantă. De asemenea, încearcă să-și dea seama dacă nanoparticulele sunt produse în incendii. Și în concluzie, toate aceste lucruri sunt extrem de importante. Lumea deja a avut o experiență neplăcută cu asbestul, folosit sute de ani, descoperit puternic cancerigen doar în anii 1900. Discuția cu privire la alimentele modificate genetic este de asemenea aprinsă, ca să nu mai vorbim despre criza microplasticului care înneacă animalele din oceane. Astfel, toate aceste lucruri micuțe sunt puse sub lupă. Uniunea Europeană face lucruri bune, are o echipă numită Patrols, care lucrează la îmbunătățirea testelor nanotehnologiei. Vor să vadă cum influențează ficatul, plămânii și stomacul oamenilor, de asemenea lucrează cu alge, musculițe de apă și unele specii mici de pește pentru a vedea cum le afectează și pentru că sunt la nivele diferite din lanțul trofic, cum se transportă nanoparticolele de la alge, la musculițe, la pește și mai departe. În Uniunea Europeană se dorește testarea pe cât mai puține, dacă nu zero animale, pentru a nu mai baza atât de mult pe acest fel de testare și asta pentru că toată lumea vrea să folosească mai departe nanotehnologia, fiind un lucru bun și util. E destul de greu să-i faci pe oameni să accepte nanoparticule în alimente dacă nu știu că sunt sigure. De asemenea, depinde tare mult de cât de mult înțeleg oamenii nanotehnologia și câtă încredere au deja în industria producerii alimentelor. De exemplu, un studiu a arătat că oamenii sunt dispuși să accepte utilizarea nanoparticulelor în ambalaj, dar nu în mâncare, câtă vreme nu e mai scump ambalajul sau alimentul în sine. Și acceptă nanoparticulele în alimente, dacă au beneficii pentru sănătate, însă nu cumva să coste de asemenea mai mult decât echivalentul fără nanoparticule. Și într-un studiu recent, publicat în Jurnalul Economiei Agriculturale din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a descoperit că nu există o atitudine puternică împotriva nanotehnologiei sau o rezistență ideologică împotriva acesteia când vine vorba de ambalaj în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Unde s-a arătat rezistența a fost în alimente. Oamenii se pare că sunt destul de pasionați cu privire la ce le intră în corp, în burtică și efectul asupra sănătății pe termen lung. Dacă e în vopsea, dacă e pe bicicletă, în frigiderul tău Samsung cu nanoparticule, perfect, ok, nicio problemă, dar în mâncărică mai puțin. Uitați-vă data viitoare când consumați ceva, dacă acel produs pe pungă are E171, veți descoperi dioxid de titaniu, poți să te lauzi, măi, am mâncat titaniu astăzi la micul dejun, sunt dita mai roboțelul. Spuneți în secțiunea de comentarii dacă aveți reticențe vis-a-vis de utilizarea produselor care au nanoparticule, acestea rămân pe tine, e mai greu să le speli sau să le scoți din sistem, astfel, măcar până când testele ies și totul este pus la punct, limitează ce ingerezi. Aceasta este o regulă bună de aplicat asupra orice când vine vorba de ingerat, limitează orice este produs, indiferent cum e produs, cumpărat, dacă e făcut de tine e mai bine, dacă e cumpărat din magazin și se află deja într-o pungă, deja vorbim de microplastic, nu neapărat de nanoparticule. Asta a fost tot. Vă mulțumesc pentru atenție, spuneți în secțiunea de comentarii ce subiect similar vreți să discut. Eu sunt Alex Cozma și atenție, cadmer.